Salutare! Astăzi ne-am gândit să facem șerbet și îl vom face din vișine. O să mă apuc să... Bineînțeles, am uitat să-mi iau ceva. Bine că am un bol aici. La îndemână. Și vom scoate sâmburii din vișine. Vișine care s-au copt foarte, foarte, foarte bine. Și sunt dulci. Aproape ca cireșele. Bun. O să mă apuc să le curăț pe toate de sâmburi și revin. Voi începe să le strivesc cu mâna. Iar sucul care îmi va rezulta, o să-l pun într-un recipient gradat. Și ideal ar fi să obțin din aceste vișine 250 de ml. Dacă nu le voi obține, vom mai culege câteva. Așadar, le zdrobesc, le strecur și continuăm. Am obținut cele 250 de ml de suc de vișine. Le vom pune aici în ibric. Vom pune jumătate de zeamă. Zeama dintr-o jumătate de lămâie. Dacă nu mă bulbui, nu sunt eu. Așa. Și un kilogram de zahăr pe care îl voi pune așa pe tot. Și vom merge la foc cu el. Voi lăsa să fiarbă, iar din momentul în care a început să fiarbă, îl voi mai lăsa exact 8 minute pe foc, ibricul, după care îl voi lua, îl pun într-o oală cu apă rece, îmi iau o lingură de lemn și încep să amestec la el până când se va îngroșa compoziția. A început să fiarbă. Iar din momentul ăsta mai lăsăm 8 minute, după care voi stinge focul. Am schimbat oala în una mai mare ca să poată să-mi stea bine în oala asta lantă. Deci în asta nu știu dacă se vede, este apă rece. Am pus siropul deasupra, deci și îmi iau lingura de lemn și mă apuc să amestec până când își va schimba culoarea, bineînțeles, se va deschide și se va întări. Între timp voi schimba și apa pentru că sigur se va încălzi. Se va schimba apa de 2-3 ori, 4 ori, depinde, până când se răcește siropul. Este un procedeu destul de dificil și destul de îndelungat ca și timp, dar rezultatul merită efortul. Așa că spor la treabă. Acum e rândul lui Eugen să învârtă, pentru că deja s-a îngroșat și este foarte greu. Chestii naturale, fără coloranți. Coloranți, fără potențiatori de gust, euri, beuri, ceuri. Meuri. Și are o culoare foarte frumoasă și miroase aici, nu vă închipuiți. Vișină bio!
trecem în continuare la treabă. Stai. Gata șerbetul de vișine. Am frecat la el în jur de jumătate de oră. După cum se vede, este foarte bine întărit. Este lucios, așa trebuie să arate. Și am modificat puțin și culoarea. Am schimbat apa de 3 ori în oală, da? Atât eu trebuie până să se răcească complet. Cam asta este rețeta noastră de șerbet. Așa le facem pe toate, indiferent de ce fruct avem. Căpșuni, agudei, pepene roșu, orice, orice. Asta este rețeta. Bine, depinde și de cât de dulce este fructul. Nu pui un kilogram de zahăr la agude, de exemplu, dacă sunt foarte, foarte bine coapte. Bun, noi vă mulțumim pentru vizionare. La revedere!